Ministerul Educației insistă pe lichidarea gimnaziului din satul Troița Nouă. Viceministrul Educației Igor Grosu, care anterior a promis locuitorilor din satul Troița Nouă, raionul Anenii Noi, să elaboreze o soluție pentru menținerea școlii din localitate, acum declară că gimnaziul trebuie să fie închis, mai ales că există toate condițiile necesare pentru a transporta copiii dintr-o localitate în alta. Cei 7,5 km de șosea națională, drum național, de bună calitate, oferă toate condițiile pentru a transporta copiii în localitatea vecină. Mai mult ca atât, în această primărie noi avem două instituții de învățământ, două gimnazii, ambele cu deficit de buget în total care formează 1 milion de lei, deci un gimnaziu 380.000 și celălalt 680.000. Deci în aceeași primărie avem două gimnazii. Noi am recomandat în stații publice locale că este mult mai judicios din două gimnazii cu deficit să faci un gimnaziu bun. Dacă anterior spunea că există soluții de a menține gimnaziul în localitate, acum Igor Grosu insistă că nu există niciun sens de a întreține școlile cu deficit bugetar. Gimnaziul din Troița Nouă trebuie optimizat, iar dacă locuitorii satului țin atât de mult ca instituția să lucreze, atunci să fie întreținută din banii patrioților locali, a declarat demnitarul. Soluția foarte simplă este următoarea. Domn primar are un buget de 1.400.000, primăria respectivă. Și am zis, domnule, dacă tot atât insistați să aveți două instituții de învățământ și pornim de la patriotismul dumneavoastră pentru localitate, ce-o fi să luați 400.000 din bugetul primăriei nivelul 1 și să faceți un gest frumos pentru a menține ambele instituții de învățământ. Deși, repet, noi nu vedem dincolo că nu există calitatea, nu vedem de ce ar trebui să existe două instituții cu deficit de buget, cu lipsă de profesori. Amintim că istoria cu lichidarea gimnaziului din satul Troița Nouă a început pe 20 septembrie curent, când locuitorii satului au blocat traseul Chișinău-Căușeni-Ștefan Vodă în semn de protest față de decizia autorităților. Ore întregi, părinții și copiii au stat în frig, cerând autorităților să păstreze instituția. Conștientizând că protestatarii nu intenționează să cedeze, viceministrul educației Igor Grosu a promis că se va identifica o soluție pentru menținerea școlii din satul Troița Nouă. Actualmente, cazul este pe rol la Curtea de Apel Bender, care urmează să decidă menținerea sau lichidarea acestei instituții de învățământ. Ministerul Educației anunță că din anul 2014, pe lângă supravegherea video a examenelor de bacalaureat, va fi introdusă o nouă metodă de verificare a liceenilor, cum ar fi cea cu detectorul de metale, care va fi aplicată înainte de examene, dar și în timpul acestora. Este o lecție învățată din anul precedent. Multă lume a făcut pe alocuri abuz. Cei 1133 de elevi eliminați pentru fraudă sunt un exemplu. Sper să nu mai avem din această categorie. De aceea noi venim cu acest element de noutate, a declarat viceministrul Educației Igor Grosu. Potrivit sursei citate, detectoarele de metale nu vor fi expuse la intrare, ci vor fi utilizate înainte, după sau chiar în procesul testării elevilor. Dacă observatorul, reprezentantul ministerului, va vedea că un candidat, în mod surprinzător, după ce vine de la WC-ul, la intrarea în sală îi apare inspirația și începe a scrie cu viteză uimitoare, atunci vom face uz. Directorul centrului de bacalaureat va ruga amabil candidatul să prezinte ce are în buzunare, de regulă este vorba de telefoane mobile, a mai menționat Grosu. Conducerea Ministerului Educației anunță că va aplica și în 2014 sistemul de monitorizare video a desfășurării examenelor, deși au existat numeroase plângeri din partea părinților care au semnalat că supravegherea video și perchezițiile elevilor înaintea intrării în sală reprezintă un factor de stres pentru copii, ceea ce s-a reflectat în rezultatele examenelor, când aproape jumătate din liceeni au picat examenele la BAC la prima încercare. Cinci miniștri care nu și-au prezentat declarațiile de avere și interese în termenul stabilit de lege au fost amendați cu 1.500 de lei. O spune președintele Comisiei Naționale de Integritate, Anatolie Donciu. Miniștrii care s-au ales cu o amendă de 1.500 de lei sunt Valentina Buliga, ministrul Muncii, Octavian Bodișteanu, ministrul Tineretului și Sportului, Andrei Usatăi, ministrul Sănătății, ministrul Apărării Vitalei Marinuța și cel al Educației, Maia Sandu.
De asemenea, ar putea fi amendați ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și cel de Interne Dorin Recean. Președintele Comisiei Naționale de Integritate susține că dosarele celor doi nu au fost examinate încă de judecători. Ele au fost trimise în instanță de către CNI după ce membrii acestei structuri au constatat că miniștrii au încălcat legea. Amintim că un alt demnitar, președintele Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan, riscă un an de închisoare pentru aceeași infracțiune. El nu a inclus în declarația sa de avere o vilă pe care o deține în România. Asta l-a făcut pe liderul PL Mihai Ghimpu să ceară informații de la instituțiile de drept, declarând că astfel Ciocan ar deveni șantajabil. Vreau să fiu inclus în ordine de zi invitația Procurorului General și a directorului CNA pentru a confirma sau infirma ceea ce se vorbește că pe președintele CEC Iurie Ciocan a deschis un dosar penal pentru faptul că n-a inclus în declarație o vilă care mai au încă doi colegi prieteni de-a lui de peste râu. Că nu e bine să mergem spre alegeri cu un președinte acel care va fi șantajabil. Din motive neclare, nici procurorul și nici șeful anticorupție nu au venit să prezinte informațiile cu privire la dosarul pe numele lui Ciocan. Precizăm că, potrivit legislației, demnitarii trebuie să depună declarațiile de avere atunci când sunt numiți într-o nouă funcție sau își încheie mandatul. Autoritățile anunță că vor scumpi tarifele la căldură și asta pentru că vor avea nevoie de mai mulți bani ca să achite un credit împrumutat de la Banca Mondială în valoare de 30 de milioane de dolari. Banii vor fi folosiți pentru a fuziona cele trei întreprinderi din sectorul termoenergetic al capitalei, CET1, CET2 și Termocom. Proiectul trebuie să demareze la sfârșitul lunii noiembrie, după ce Consiliul Municipal Chișinău va aproba o decizie în acest sens, a anunțat ministrul Economiei Valeriu Lazar. Depinde de cât de repede se vor mișca colegii noștri de la primărie, fiindcă pentru a avea finalitate, o decizie similară va trebui să fie luată și de Consiliul Municipal la propunerea primăriei municipiului Chișinău. Și suntem pe o agendă foarte și foarte ambițioasă, fiindcă avem termenul limită sfârșitul lunii noiembrie, ca să avem ambele decizii. În caz contrar, riscăm să pierdem 30 de milioane de dolari de la Banca Mondială, în condiții AIDA, așa cum spuneam anterior. Pentru Republica Moldova, faptul că putem utiliza aceste 30 de milioane de dolari și sunt ultimii bani în condiții AIDA, asta înseamnă 40 de ani, 10 ani grație, 0,75% anual. După ce împrumutul va fi luat, cele 30 de milioane de dolari vor trebui întoarse în următorii 40 de ani, spune ministrul. Însă nu statul va fi cel care va restitui creditul, ci consumatorii finali. Investițiile vor fi recuperate din tariful pentru energie termică, anunță Lazar, precizând că, practic, restituirea creditului va dura pe perioada unei întregi generații. Orice investiție, inclusiv în eficiența energetică, adică în reducerea acestor pierderi, ori înseamnă scăderea presiunii pe tarif pe consumator și îmbunătățirea calității acestea, te supui în tarif. Și ori mergem să ne împrumutăm pe piața comercială pe 5 ani la 12%, asta înseamnă că presiunea pe tarif este pe această durată, ori noi luăm banii de la Banca Mondială pe 40 de ani, cu 10 ani grație, la 0,75% anual. Asta înseamnă că presiunea pe tarif, sigur că pe tarif va fi, dar noi vrem că cel puțin următorii 10 ani, așa cum spuneam, având această perioadă de vacanță, tariful să nu crească și presiunea pe tarif nu va fi pe durată scurt, dar va fi pe durată de 40 de ani. Adică asta înseamnă nouă ne permite această finanțare, presiunea să fie una cât mai extinsă, practic pe parcursul unei generații. Prin urmare, în următorii 40 de ani, o generație întreagă de chișinăuieni va trebui să plătească deservirea creditului luat anul acesta de guvern. În plus, autoritățile nu iau în calcul că prețul gazelor naturale ar putea crește în această perioadă, lucru care inevitabil va provoca noi scumpiri a agentului termic. Plus la asta, compania care se va crea din fuziunea celor trei întreprinderi, CET1, CET2 și Termocom, va moșteni și datorie de 150 de milioane de dolari față de concernul rus Gazprom, care la fel va trebui recuperată din tarif. Deocamdată nimeni nu poate spune cu cât mai scumpă va fi căldura în apartamente. Actualmente, consumatorii din Chișinău achită un tarif calculat din prețul de 987 de lei pentru o gigacalorie.
Chișinăuienii ar putea fi conectați la agentul termic pe data de 15 noiembrie. Acesta este noul termen, a anunțat Primăria Capitalei. Autoritățile municipale spun că se așteaptă ca timpul să se răcească spre sfârșitul săptămânii, iar media de temperatură pentru 3 zile consecutiv nu va depăși 8 grade Celsius. Între timp, peste 600 de blocuri din capitală au fost conectate la căldură la începutul lunii octombrie. Astfel, facturile pentru această perioadă nu au depășit suma de 500 de lei. Totodată, primăria va oferi compensații pentru agentul termic în valoare de 40% pentru costul facturii. De ajutoare vor beneficia familiile cu venituri mici, până la 1700 de lei lunar pentru o persoană.